Da, vorbim despre balul bobocilor de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Avem patru dintre organizatori, o temă interesantă și o să începem exact cu ceea ce voi v-ați gândit anul acesta să se numească balul vostru, adică? Armata. Armata, dar ați combinat-o cu ceva. Fetelor, spuneți-mi voi ieri, mă întreabă cineva de la voi din liceu, din clasele mai mici, oare de ce au pus soldați versus asistente? Nu, dați-le voi explicație. Că ce legătură au soldații cu asistentele? Păi de obicei când mai... I-am spus, fată, când mai crești o să-ți explic, acum nu pot să-ți explic. Explicați-le voi. De obicei când merg soldații pe front, au nevoie de îngrijire medicală. Bravo! Așa, și? Și aici o să... Bă, voi ați văzut filmul Pearl Harbor. Sunt sigur de asta. Acolo erau niște soldați șmecheri de tot și asistentele erau și mai și. Cred că de acolo v-ați inspirat voi. De fapt a fost o temă așa pe moment. Vă venit vouă. Soldații și cu asistentele se înțeleg întotdeauna bine. Și Cosmina, care sunt rolurile concurenților în balul acesta? Da. Adică bărbați, bătrâneți? O să fie îmbrăcați în soldat sau care da, este? Da, o să fie. Da. Da. Deci și ei sunt soldați? Și fetele de asistente. Bă, bun. Bun. Cu ceva pe desul, bineînțeles. Da. Eu asta v-am mai întrebat, dacă voi vreți să le spuneți colegilor voștri. Așa trebuie, că e la școală. Și halatele de unde au fost? Fiecare vine cu halatul ei. Da. De la morga spitalului. De unde să le ia? De unde se duc? De la recuzita teatrului. Da, recuzita. Halate, măi. Și soldații? Cu puși, chestii? Da, normal, cum e un soldat. Am înțeles. Bine, poștile din alea de la prietenii tăi chinezi, de la Maxa, din alea de plastic, dar nu o să vină pe acolo să ne trezim cu ăștia de la pompieri sau vin ăștia de la Dicot, că sunt mai aproape. Da, auzi, ăștia luați-i ca o puști. Dar rămân numai fetele să concureze. Da. Ziceți-ne dintre probe, program. Da, program. Păi o să avem proba de prezentare. Perfect. Fiecare trebuie să se prezintă. Sunt soldatul Shrek din armata cehă. Și așa mai departe. Bun. Probe opționale, fiecare... Ce, face probă ce poate. Da? Și o probă surpriză care numai noi organizatorii o știm. Care bun. O să o afle doar în momentul acela și a fost făcută de noi dintre... Bă, dar de cultură generală avem ceva? Păi... Deci Dragoș tot așa îți dorește să fie de cultură generală. Bă, mi-e plac asta de cultură generală. În general, toate balurile trecute au avut probe de cultură generală și am zis că asta să fie ceva mai... Nou, mai... Păi da, mă, dar nimeni nu-i întreabă pe copiii ăștia. Dar tu poți să-i întrebi prin prezentarea, fiecare se prezinte și tu poți să-l întrebi. Soldat Arnold Schwarzenegger, în ce film ai jucat? Da, nu, deci să-l întrebi, domnule, la ce război ai participat? Da. În calitatea ta de soldat, nu? Da. Pe ce front ai luptat? Cu ce asistent ai fost? Cu cine? Cu otomanii? Cu cazacii? Păi cum? A fost mult de războaie. Ca să vă mulțumim oarecum în proba surprizei, este ceva de genul. De cultură generală? Nu chiar, da. Dar noi le aflăm? Păi da. Păi da, adică nu trebuie să le aflăm. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Mihai Viteazul înainte de să tăia capul? Mi se pare corect, nu? Și care au fost? Meu, păi ce să zic, așa la săracul, da. Da, da mai zic, bun. Deci cam astea sunt... La ce oră e balul? La ce oră e balul? 5. Ora 17. Ora 17? Na, vezi, tu mă duceai la bal când era gata. Noi avem informații că începe la ora 18. Bă, sunteți sigur? Păi atunci se deschid porțile pentru bilete. Stai, așa. Bă, dar voi sunteți ca la înviere. Să deschideți porțile, să intre în Păratul Măririi. Bă, oferiți-vă. Păi în momentul ăla chiar o să fie cu două înainte. La ce oră este balul? Nu mă luați că se deschid porțile. Că așa și porțile la stadion se deschid, dar meciul e toamna. Deci la ce oră e balul? La ce oră începe? La ora 18. Zi așa. Da. De la 17 se deschid porțile, aia e important. Asta e, sunt două lucruri diferite. Intrarea 10 lei. 5 lei. Una e cu porțile, una e cu... Am vrut să fac și eu un 5 lei, n-am reușit. 5 lei intrarea, aproape pe nimic. Da. Cântă Abby, prezentăm noi 3, nu noi 2. Fata e cea mai importantă. Da? Da. Să le, o să vină îmbrăcată fata ca să le placă la băieți. Deci, băieți, o să se îmbrace Maria, o să uitați textele. Da, e partea a doua. Păi ei n-au texte. Păi el are texte. O da, o să fie un moment de beatbox. Vezi? Cu cine o să... Păi o să fie un moment eu, Ninelă și o să mai am doi băieți care o să fie cu noi. O să fie și un moment de dans și un moment de beatbox. Am înțeles. Cosmina, zine două, trei probe care le-ai văzut că o să le facă boboci.
opționale, din cele opționale nu am văzut astăzi. Am văzut eu, două, fără să vreau. O să fie un moment de... Nu trebuie să-mi spui freestyle. Cine, care dintre ei. O să fie un moment de freestyle, adică trotinete și... Bun, freestyle e ceva acolo. Da. Nu poate să cadă foarte sus, că scena e ok. Da? Altceva? Și o să fie foarte multe momente de dans modern. Și o să fie și un stand-up comedy. Da. Stand-up comedy, dacă e bun... O să fie tare de tot. Ăla de la liceu de muzică și arte marțiale, mie nu m-a plăcut deloc. A fost un stand-up comedy cu niște amărâți care au venit. Când ai fost la liceu de muzică? Păi n-am fost, mă, la bal. Nu. Nu la muzică, la bal. La ce bal ai fost? La ce bal am fost, fată? La PEDA. La PEDA, vezi, ea știe, eu nu știu la ce am fost. Nu m-a plăcut, bine fie. Vezi, știi la ce bal mergi mâine să prezinți? Da. Da. Nu știu, eu vin, dacă se deschide un mozis la 17 se deschid porțile. Eu vin, apoi mai de acolo. Ok, hai să facem o recapitulare. Mâine la 17 se deschid porțile de la teatru, la 18 începe balul Bobocilor. După aia chef, pe la nu știu ce oră, până dimineața, after party, când ne ia ISU. Bun. La Up Cafe. Invitat special Abi, noi prezentăm balul, o să fie multe probe interesante și o distracție maximă. Vă așteptăm pe toți mâine la 18 la teatru, la balul Bobocilor de la Liceul Grigore Moisie.